Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecție RM. Dragi telespectatori, tema ediției din această seară a emisiunii am decis-o după ce, duminică, am mers cu copilul meu să mă plimb prin parcul Valea Morilor și am văzut dezastrul care este acolo. Bine, asta am zis că este în urma vântului puternic care a avut loc vineri și, bine, nu am reușit să facem față în aprilie, acum și mai puțin. Dar ultima săptămână am citit atâtea articole despre tot ce se întâmplă în primărie, că iarăși mi-am pus întrebarea de ce ni se întâmplă nouă municipiului Chișinău, chișinăuienilor, să trecem prin acest calvar. Și am devenit și victimă a șantierului de pe Bulevardul Ștefan cel Mare, care de la început și până acum, deja parcă așa și trebuie să fie, să merg prin pietre, să mă împiedic de gropile de acolo. Am devenit victimă a marcajului rutier, care este practic în jumătate, mai mult de jumătate din Chișinău, lipsă. Și după ce astăzi am citit un articol scris de un activist civic, Adrian Pleșca, am zis: da, oameni buni, avem o situație care trebuie să facem ceva. Aceste cuvinte scrise în articol m-au marcat pentru că asta trăiesc în fiecare zi. Mă întreb de ce Chișinăul nu se mișcă din locul, din punctul zero. O activitate, o acțiune de care să spunem, asta ne dorim noi, ca să fie o schimbare în primăria municipiului Chișinău. Deci astăzi am decis să organizez o emisiune și să chem oameni din Consiliul Municipal Chișinău care să-mi răspundă la niște întrebări. Și, desigur, l-am chemat și pe Adrian Pleșca. Acum vreau să vă fac cunoștință cu oamenii care sunt în această seară în studioul emisiunei Intersecția RM. Bună seara! Bine v-am găsit și bună seara! Victor Poliakov, consilier PSRM, Consiliul Municipal Chișinău. Bine ați venit la noi în studio. Bine v-am găsit. Da, fără ca să vă prezint, am pomenit de dumneavoastră. Adrian Pleșca, activist civic și acum mai aveți o funcție, ceva? Da, președinte de onoare a proiectului orașului meu. Da, bine ați venit la noi în studio. Și Ioan Ștefăniță, consilier neafiliat, Consiliul Municipal Chișinău. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc că ați găsit timp, pentru că e vară, e caniculă, dar trebuie să ne găsim timp ca să discutăm despre aceste probleme și despre situația în care se află chișinăuienii. Vreau, pentru că am zis despre acest articol al lui Adrian Pleșca și telespectatorii au fost intrigați, vreau să citesc ceea ce ați scris în 2014. Și titlul articolului a fost: cât șefi are Chișinăul? Fiecare raion, municipiu și are autoritatea publică locală a sa. De exemplu, în Chișinău, autoritate publică locală sunt primăriile suburbiilor, consiliile suburbiilor, preturile, primăria, Consiliul Municipal Chișinău, întreprinderile municipale, direcțiile, subdirecțiile și multe alte structuri. Fiecare dintre cele enumerate mai recent sunt responsabile de ceva. De educație, de troleibuze, de clădiri, de construcții, de infrastructură, de tot ce este în Chișinău. Adevăratele probleme încep de la faptul că toate aceste direcții, preturi, agenții au foarte multe subdirecții, respectiv foarte mulți șefi și încă mai mulți simpli angajați. Ce fac ei? Îmi pun întrebare eu. Spre exemplu, pentru că până acum, dragi telespectatori, am avut foarte multe discuții despre direcție educație, tineret și sport, Adrian Pleșca a menționat acest lucru încă în 2014. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport are un director general, acum este domnul Fleaș, 4 directori generali adjuncți, acum nu mai știu dacă mai sunt, 17 secții, centre și alte 5 subdirecții pe fiecare sector, care și ele la rândul lor au câte un șef. Respectiv, după ceva calcule, ne dăm seama că Educație, Tineret și Sportul din Chișinău are 27 de șefi. Am încheiat citatul. Domnul Pleșca, acum avem aceeași situație. Eu am 3 emisiuni dedicate Direcției Generale Educație, Tineret și Sport și nu știu dacă vreun răspuns la care pot să spun că direcția a făcut față. Ce se întâmplă, stimați consilieri și mult stimat Adrian Pleșca, ce se întâmplă în Chișinău? Este o problemă, este decapitat Chișinăul de șefi. Primarul se află în arest la domiciliu. Domnul Grozavu îndeplinește funcția de primar. Ceilalți, domnul Coteț și nu știu cine, nu există viceprimarii. Noi avem conducere sau toate aceste 20 sau câte, doar în direcție generală, oameni, lucrează o sumedenie de oameni în această primărie. Cine este de vină că nu se întâmplă nimic plauzibil și birocrația, corupția și inactivitatea, până la urmă, oricum, stau la capul mesei? Domnul Ștefăniț sau domnul Adrian acum? Hai bine, vreau să-l ascult pe domnul Pleșca.
Da. Din 2014 până acum s-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic. Dacă prin 2014 poate mai era o tentativă să cred că au mai rămas câteva minți lucide în tot acest aparat administrativ al orașului Chișinău, acum se întâmplă că avem nu doar o direcție generală de casă de sport care este plină de șefi, dar în lipsă de oameni specialiști și în lipsă de oameni eficienți cumva și proactivi care ar merge cumva în misiunea lor pentru orașul Chișinău. Acum avem și un Consiliu Municipal care, din păcate, este inactiv, puțin spus, impotent, bine spus. Deci este un Consiliu Municipal care este împărțit în toate părțile și care duce o lipsă concretă de acea organizare care spune că, păi uite, mâine alegem acel, nu știu, acel secretar care ne lipsește, mâine alegem acel om care ne lipsește, care cumva să formalizeze toate aceste chestiuni legale despre care sunt sigur că domnii din jurul meu vă povesti mai târziu de ce totuși în Chișinău lucrurile nu merg bine. Dar până acum e clar că se vede cu ochiul liber Chișinău merge într-o direcție greșită și în momentul în care Chișinău a avut un primar, el a mers într-o direcție foarte greșită, dar acum și cu un primar lipsă, el merge într-o direcție, nu știu, cel puțin în spate merge. Asta. Domnul Ștefăniță, dumneavoastră în calitate de consilier, ce simțiți? În orașul Chișinău, de la primul său primar, de la 1817, permanent au fost probleme în această vorbă, au fost probleme în administrația orașului, niciodată nu a fost ușor să administreze un oraș care lipsea infrastructura elementară. Acum când se reabilitează mai multe arterii principale, Bulevardul Ștefan cel Mare, Vasile Alexandrie, Negruț, evident sunt anumite probleme și disconfort. Luăm documentele din perioada intervelică, da? Când în ianuarie 1935 se gândeau edilii capitale să jubileze pentru, adică o dată rotundă de la prima atestare Chișinău, iarăși, dacă ridicăm documente de arhivă, se spune că este jalnic situația în oraș. Deci în permanență asta a fost cronic pentru un disconfort, da, pentru oraș. Permanent noi tindem spre o perfecțiune a orașului. Da, sunt de acord că orașul în ultima perioadă a fost gestionat prost. A fost gestionat prost dat fiind faptul că managerul general n-a reușit să consolideze o echipă care să facă o diviziune a muncii. Respectiv să fie o responsabilitate pe un domeniu administrat de un viceprimar sau alt viceprimar. Deci este foarte important atunci când vii în administrația unui oraș să faci această diviziune. Ori vă da exemple concrete. De ce noi avem de 5 ani două funcții vacante pentru doi viceprimari? Pe anumite domenii. Social, exemplu, și economic. Vacante. Sau, dar consilierii practic, au această întrebare, au adresat-o? De când un viceprimar iese în arest la domiciliu, iarăși iese decizia instanței, atunci de ce să mai menține funcția asta? Deci, acum un alt primar este în control judiciar, da? Fiind eliberat din arest la domiciliu. Și iată, acum executivul este, putem spune, într-un paralici, da? Sau a intrat într-o paralizie totală. Paralizie totală. Inclusiv și legislativul local este în aceeași situație. Deci, de ce? Din lipsă de quorum pentru un subiect, exact, pentru o decizie? Exact. Acum nu este niciun quorum, nici pe centru dreapta, nici pe centru stânga. Da? Iată, au fost 5 tentative de a ne convoca după data de 25 mai, respectiv nu a fost reușit. A fost o prezență de 20 de consilieri, deci mai avem nevoie de 6. Ori problemele din capitală, el nu așteaptă. Deci, cetățenii... El nu așteaptă de 9 ani. Nu, el nu așteaptă de 10 de ani, putem spune. Noi, lucruri elementare care puteau fi soluționate încă în anii 90, ele și până în ziua de azi stau nesoluționate. Da? Și acest lucru nu mai așteaptă. Hai să luăm gunoi ăștia. Subiectul 1, care subiectul acum este... Subiectul principal, asta vreau să vă întreb. Este depozitarea deșeurilor. Noi trebuie să trecem la o reciclare acestor deșeuri, respectiv identificăm locul unde va avea loc acest proces, respectiv este o problemă nesoluționată. Iată, expiră și cele 30 de zile care au fost date ca promisiune în fața bubuieștenilor, da, locuitorilor la Bubuieci și respectiv noi până la moment încă nu am discutat acest subiect în Consiliul Municipal Chișinău. Domnul Ștefăniță, aici ca să zic așa, mă scuzați că vă întrerup. În cazul în care, în a doua situație, intervine guvernul să rezolve o problemă, da? Este vorba de intemperiile din aprilie și acum cu gunoiștia de la Bubuici, eu, în calitatea mea de funcționar în primărie sau consilier, mi-aș fi pus întrebarea, care este efectul meu aici pe acest scaun? Bine, ce fac eu acum dacă a intervenit Filip să rezolve ceva? Pentru mine nu este o problemă că domnul prim-ministru a intervenit în astfel de situație. Am avut situații de forță majoră atunci când, cu adevărat, au fost afectate
stat Chișineul, da, în urma întipririlor din 20-21 aprilie. Dar toți acești funcționari publici primesc salarii. Sau ce s-a întâmplat pe vineri după ploile torențiale, da, iată, doar în 15 minute când 170 de copaci au fost dați la pământ. Deci, evident că apare situația de forță major și anumite Dar este gata primăria să reacționeze la forță guvernului major? Pot să intervină în situațiile excepționale, respectiv Ministerul Ecologiei, care sunt abilitate în identificarea acestor locuri. Unii este posibil să depozităm anumite deșeuri și unii nu este posibil. Nu poate doar primarul. Deci, dar la momentul eu sunt de acord că noi trebuie să venim în ajutorul executivului, da, și împreună cu viceprimarul interimar, care duce interimatul funcției și pentru primar, care este, iată, pentru cele două funcții vacante. Domicil. Dar nu poate un om să execute toate, să le țină în frâu pe toate. Evident, și revin la acea noțiune de diviziune a muncii. Ceea ce s-a întâmplat din istoria veche, da, când fiecare își are responsabilitățile sale pe un anumit domeniu. Acest lucru trebuie să se întâmple și în acest oraș Chișinău. Deci, acest lucru l-am cerut imediat după ce am fost mandatați de cetățeni. Prima solicitare a fost să facem această diviziune a muncii și fiecare consilier care vine la muncă să vină în interesul orașului și orășenilor. Deci, fără politică, de la stânga la dreapta, să vedem în față doar o agendă pusă pe masa CMC-ului și executivului și, respectiv, să mergem în interesul orășenilor. Iată, acest lucru trebuie să domine. Nu schemele, nu jocurile politice, această fabulă care constat. Eu cu regret spun că la moment, iată, după 2 ani, noi avem exact 2 ani de mandat în Consiliul Municipal Chișinău. Cu ce se laudă, așa să spunem, acest CMC? Da, puțin s-a mai descărcat din ordinea de zi, adică din cele nu peste, stau teancuri de decizii peste 1400 de proiecte de decizii, deci acum avem în jumătate. Mai așteaptă peste 780 de proiecte de decizii ale cetățenilor, subiecte ale lor concrete și respectiv am dat citire numărul 1, problema deșeurilor. Numărul 2, planul urban general, planurile urbane zonale, deci regula de joc trebuie stabilită. Orașul este în dezvoltare. El trebuie să se dezvolte. Agenții economici trebuie să aibă această regulă, da? Ce construim, unii construim, cadastru spațiilor verzi, licitațiile, comisia de licitație. Apropo, deja avem 3 tentative de a ne convoca comisia care va fi responsabilă pe desfășurarea acestor licitații funciare. Deci ceea ce s-a întâmplat până acum cu schemele, da? Aranjarea de transparență între anumiți consilieri, să punem punct la astfel de scheme și respectiv agent economic care are un business plan, da, să participe la aceste licitații, să achiziționeze terenul și respectiv prin prisma legală și să-și achiziționeze acest teren. Respectiv și banii ar veni în bugetul primăriei. Vă dau un exemplu. 2010-2013, doar din 3 hectare înstrăinate în proprietate privată au venit în bugetul primăriei peste 60 de milioane de lei. Deci bani concreți veniți legal în bugetul primăriei. Respectiv ăștia sunt bani pentru investiții. Deci să dăm salarii, să acoperim anumite găuri care apar în administrația orașului. Iată așa ar trebui. Deci în cadastrul ăsta de terenuri, la moment mai avem vreo 600 de hectare, care în mod normal noi putem să le spunem licitaților și respectiv să facem un ban în bugetul primăriei, respectiv să dăm voie agenților economici să investească la noi acasă, în acest oraș. Deci sunt foarte multe probleme. Deci schema de transport, fluidizarea traficului, să-l scoatem din paralizia asta care creează în ceas pic, da? Într-un fel, în zonele de vârf, dimineața la 8 sau despre seara la ora 7. Despre aceasta am vorbit în două emisiuni. Deci avem foarte multe probleme. Sau sistemul de achitare. Apropo, săptămâna trecută am avut o întâlnire cu domnul ambasador a Japoniei, care mi-a menționat că s-a întâlnit cu administrația orașului și practic nu au fost luați în serios atunci când, iată, japonezii au venit cu aceste idei de achitare cu card, da, centralizat. Și acest lucru se întâmplă unde dorim, în Praga, în Paris, unii cu un singur tichet, de exemplu, la aeroport, tu poți ajungi până acasă la domiciliu, schimbând 3 tipuri de transport, de exemplu, la noi. Da, domnul Ștefăniță, atâtea lucruri sunt elementare, cum spunem noi, și tinerii plecând peste hotare vin cu o sumedenie de propuneri și toate astea sunt doar pentru a fi aplicate și e foarte puțin, atât și logistic cât și în timp, să le realizeze acest lucru. De ce nu se realizează? Pentru că nu este spirit de echipă și nu există acest spirit de echipă și la noi în Consiliul Municipal Chișinău. Eu am spus, la noi este o fabulă adevărată, da? Care fiecare își duce interesul său. Dar cât va dura asta? Că noi trebuie nu mai rezistăm. Un singur interes și le-am spus colegilor, noi nu suntem veșnici pe acest pământ. Dacă dorim să intrăm în istoria Basarabiei, deci în istoria țării noastre, noi trebuie concret să realizăm în acești 4 ani.
Și lucruri concrete se pot întâmpla atunci când au loc discuții constructive. Deci este foarte important să ne auzim reciproc și să avem obiective comune. Da, la noi se folosește sprietoarele, funciarele. Păi asta e, fraților, boierul Rășcanu a avut câteva hectare pe dealul la Constantin și Elena. Lucrurile astea au existat mereu. Nimeni nu a luat pământurile astea cu ei unde s-au dus în lumea celor veșnici. Dar acum sunt aceste proiecte concrete ale Ionică, Vasilic, Petric, care își privatizează o zonă adiacentă lângă casa unde locuiește și ele stau de pe 2011-2012 nesoluționate aceste cereri. Da? Ele trebuie să aibă finalitate. Deci, ordine de zi trebuie descărcată. Și am menționat peste 780 de proiecte de decizii care trebuie să urgent să fie aprobate de Consiliul Municipal Chișinău. Și toate ceilalte, am spus, schema de transport este foarte importantă. Asta deci, aparte, o să mai discutăm acum despre schema de transport, chiar mi-e interesant pentru ce troleibuzele cele cu baterii ne trebuiesc, dar știu că Adrian așteaptă cu mare nerăbdare să spună la acestă. Domnul Poliakov, spuneți-mi, vă rog frumos, iată, am avut intemperie din aprilie, da? Și acum s-a repetat cu un vânt în vineri. După părerea noastră, ce ar fi trebuit sau sunt oameni care practic pe pași au descris ce trebuia să facă primăria, executivul, ca să formeze o comisie de forță major, de situații excepționale. Ce s-a întâmplat de atunci până acum în primării? Sau consilierii au cerut de la primării ca să se mobilizeze, să facă ceva, dar nu ajungem să ne lamentăm că vai de mine ce tragedie mare până la următoarea tragedie. Da, sigur, chiar și după ce a avut loc prima dată această catastrofă, un cataclism, da, a naturii, vedem că executivul, din păcate, nu a reacționat așa cum trebuia să reacționeze, prompt și rapid, elementarul, da, să facă apel la agenții economici, oameni buni. Suntem în situația în care suntem, ajutați-ne, cel puțin, nu știu, cu transportarea, cu diferite situații. Eu sunt convins că între toți agenții economici care s-au din municipiul Chișinău sunt oameni care vreau și vor să ajute, dar, din păcate, elementar, nu a fost un apel din partea executivului la acești agenții economici. Oameni buni, ajutați-ne, trebuie să ne clarificăm. Și chiar și noi, Consiliul Municipal Chișinău, după ce ne-am întrunit după această acest cataclism întrunit, fix așa i-am dat de știre executivului. Oameni buni, apucați-vă de lucru, trebuie de făcut ceva. Știți, și în Moscova, apropo, tot așa situația a avut loc. Și vă dați seama, nici nu putem compara Chișinăul cu un megapolis ca Moscova, dar am fost chiar acum recent, tot orașul este curat, nici o urmă după ce s-a întâmplat. Nici o urmă. Cu toate că la fel au avut sute și mii de copaci doborâți la pământ și blocate și comunicații și așa mai departe. Dar nu se vede. Parcă nici nu a fost. Deci faza în care nu se vrea. Ori nu se vrea, ori se dorește ca din aceasta să se facă bani. Chiar și dintr-o cataclismă să se facă bani. Vorbiți despre lemnul care a fost după aceea comercializat? Da, desigur. Chiar și în așa. Este vorba mens sana in corpore sana. Dacă aici e ordine și în oraș e ordine. Da. Când ați fi ordine la noi în CMC, atunci va fi ordine și în oraș. Va fi ordine executiv, va fi ordine și în oraș. Deci problema începe de la primărie și de la executiv, dar și la legislativul local. Deci noi acolo, stimați colegi, noi trebuie din jumătate de cuvânt să ne înțelegem, da? Și să nu polemizăm, iată ce se întâmplă, iată, de 2 ani zile eu numai polemic și mai nu a avut loc procesul la... Și nu e nici de polemizat. Mai nu a avut loc procesul la Nürnberg acolo, în Consiliul Municipal Chișinău. Deci trebuie cât mai laconic, mai ales că noi primim anumite indemnizații. Cetățenii trebuie să cunoască, fiecare ales local are 2000 de lei de ședință. Așa. Sunt bani concreți care vin pentru 8 ore de lucru. Deci noi suntem remunerați din banii publici. Respectiv trebuie să fie și un randament de lucru. Concret. Nici, de exemplu, să nu fie rușine că eu primesc aceste indemnizații. Dar eu știu că câți oameni este rușine pentru că primesc acești bani? E mie interesant. Bine, eu nu vreau să... Dumneavoastră vă este rușine, dar eu... Personal, eu vreau cât mai mult randament de lucru. Asta e, că noi când finisăm 8 ore de lucru, eu știu că iată s-au aprobat acest proiect de decizie și respectiv acest proiect de decizie vor avea finalitate la o intersecție, la un nod de transport, deci la anumite probleme pe anumite domenii. Deci anumite reparații vor întâmpla în anumite grădiniți, școli și etc. etc. Deci eu vreau să... Evident și cetățenii simpli, care am spus eu și acele proiecte,
El de ani de zile își așteaptă o arendă, are un business plan, da? Vrea să ia în arendă un anumit teren, doar nu comite o crimă. El are o activitate economică, va investi în Chișinău și respectiv impozitele vor veni în bugetul primăriei. Și noi trebuie să susținem astfel de inițiative, mai ales în cont de fluxul masiv, adică de plecările masive din această țară, din acest oraș. Noi trebuie să-i încurajăm pe oameni să rămână acasă și să dezvolte business-ul aici. Dar ei trebuie susținuți și nu să birocratizăm și să creăm conflicte artificiale. Păi totuși primăria este îmbolnăvită de birocrație, așa se înțelege. Așa este, dacă certificat de urbanism sau autorizația de construcție, agentul economic și-o ridică într-un an, doi, asta e normal, pe când legea 163 spune în 10 zile el trebuie să primească autorizația de construcție sau certificat de urbanism, respectând norma legală. Deci el acolo nu, executivul trece tot. Se oprește, de exemplu, la masa primarului, unii cu lunile sunt ținute dosarele pe masă. Apropo, acum semnăturile toate le pune cine? Nu știu, cred că primarul la domiciliu. Asistat de un jurist? Asistat de un jurist, domnul Poliakov? Nu este asistat, nu știu, este asistat sau nu este asistat, nu am fost prezent. Domnul Grozavu nu are voie să pună semnături. Dacă are dispoziții din partea domnului primar general, atunci domnul Nistor Grozavu are dreptul să pună semnături pe certificate, pe actele permisive, așa să spun. Apropo, pe 29 aveți ședința Consiliului Municipal Chișinău, o altă ședință, în care acest subiect este numirea secretarului general al Consiliului Municipal Chișinău pe un termen. Așa este, este o adresare a Celului Național Anticorupție prin care se solicită suspendarea temporară din funcția domnului secretar al Consiliului Municipal Chișinău, domnul Didencu. Deci în responsabilitatea noastră acum este să identificăm această candidatură și evident care va duce interimatul secretariatului pentru Consiliul Municipal și respectiv pentru executiv. La moment, din câte eu cunosc, încă nu este un consens pe această candidatură. Deci mai sunt 3 zile. În 3 zile o să reușiți să... 4. Merge timpul și noi avem nevoie de secretarul comisiei, deoarece nu cunoașteți, probabil că cunoașteți, poate să întrunească Consiliul ori de câte ori nu dorești, poate să ia decizii sute și cu mile, dar legea prin administrația publică locală, legea prin statutul municipiului Chișinău și o altă serie de legi presupune că o decizie intră în vigoare doar după ce este semnată de președintele ședinței și de către secretarul Consiliului Municipal. Asta e situația și iată încă o informație inclusiv și pentru cetățeni. Mâine va avea loc ședința Comisiei Juridice în care va fi dezbătut proiectul decizii pe la suspendarea raporturilor de serviciu cu secretarul Consiliului Municipal Valeriu Didencu. Și deja cum a menționat și colegul, se va procede la identificarea unei alte candidaturi care va suplini acest post pe perioada cât acesta va fi în imposibilitatea să-și execute atribuțiile de serviciu. Domnule Pleșca, știu foarte bine că ați muncit în grupul acesta de tineri care își doresc ca în Chișinău să fie multe lucruri frumoase și ați realizat multe lucruri frumoase, că am participat și la realegerea altui președinte. Aceeași scară cu care foarte multe ați avut piedici și discuții care inutile, după părerea mea, că ați vrut să faceți un bine. Multe lucruri pe care le doriți să le faceți se mișcă atât de greu din motivul că acești oameni care stau, birocrații, care stau prin birouri, nu înțeleg că nu este doar funcția și fotoliul veșnic, dar trebuie să te gândești că dacă nu poți face față, pleacă, dar și factorul, ce factor? Factorul politic, factorul, de ce în Chișinău nu se întâmplă? Pentru că, sincer, în parcul Valea Trandafiri, Valea Morilor, și cel de la Sculeni, și cel de la Botanica, mie mi-este rușine să mă plimb. Plimbându-me prin țările europene, prin alte parcuri, eu am văzut, chiar sincer, da, e frumoasă cascada. Nu am nicio întrebare la cascadă. Dar pe lângă cascadă, iarba aceea este lăsată de, așa cum creștea de la natură, de la sine. Doamna Margaret, comparativ să analizăm situația care am constatat-o în 2012, este okay, diferență, da? Dar la Sculeni, vă pare că parcul este acceptabil pentru a plimba copiii mici? De fapt, chiar acum seara am trecut pe acolo să văd care este situația. Mă rog, văd că oamenii activ se odihnesc acolo, dar la... parcul la Izvor, la da? Izvor, da. Acolo, da, poate mai este nevoie de anumite intervenții. Dar la Valea Morilor eu consider că este o schimbare spre bine. Da, mai sunt anumite nuanțe. Păi asta la noi, noi cu măsura, cu jumătățile de măsură ne obișnim. Dar dacă ne aducem aminte dezastru care l-am reflectat în 2012 și ieșirile noastre din 2013 împreună cu societatea civilă care a venit să sensibilizeze situația aceasta catastrofală care era acolo, deci acum comparativ noi avem, spunem, un confort urban în acest spațiu, da?
cu muzică și chiar am văzut și chiar aseară am fost și eu și am analizat și discutam cu soția de fluxul masiv de chișinăuieni în acest spațiu. Cred că ar fi vreo 60.000 pe zi în care fac aceste promenade, da? Sunt de acord cu dumneavoastră, dar îl chemăm aici în studio pe domnul Musteazu, care se află acum în Suedia, și pe domnul Chiron, care acum are nu știu unde masterat, și să vedeți ce o să ne spună cei în Europa. Sau și dumneavoastră, de acord, și eu anul trecut, în 2015 la Oslo, vedeam cum cetățenii iau de pe jos hârtiile și respectiv le pun în urne. Care la noi cetățean chișinăuian să-l văd eu că ia de jos gunoaiele? Nu, asta noi trebuie, i-am spus eu, mens sana in corpore sana. Noi trebuie să ne facem ordine în această mentalitate. Ori noi, chișinăuienii, tot favilizăm Chișinău, nu îl distrugem, nu îl murdărim. Iată cine e vinovat. Totuși schimbarea începe de la fiecare din noi. Deci această societate, acești orășeni trebuie și educați. Să-și păstreze stațiile de transport public care le vandalizează și le distrug. Au fost stații destul de bune făcute în 2007. De ce, iată, ele au ajuns în halul care au ajuns? Cine le-au distrus? Vă zic eu, o amendă usturătoare, să lucreze poliția așa cum trebuie, un caz răsunător că cine a vandalizat și atunci s-a terminat. Nu, există doar și alte mecanisme pentru a opri asta. Alt mecanism este educația și cultura. Deci, dar noi trebuie să educăm societatea prin ceva. Iată, s-a abordat prin niște metodologii. Direcția educației. Mă rog, sunt vreo 26 de șefuleți acolo, dar noi acest domeniu trebuie să-l susținem. Cultura, educație și sănătate. Vrem să avem un oraș sănătos, trebuie să investim în sănătate. Dar vreți să spuneți că e mulțumit chișinăuianul despre scandalul cu alimente și derularea lui? Și... Evident. Și aici am spus, dura lecție de lex, toți în țeapă trași. Da? Toți și care șeful Doacenea, care după aceea coordona cu alegerea agenților economici? De miș, la pușcărie și iată numai așa. Deci foarte sever trebuie de acționat. Dacă vrem să facem ordine. Severitate, eu cred că așa trebuie de acționat. Dar evident că tendința este spre Suedia, Norvegia, da? Comparativ nu se compară. Acum peste noapte dar noi nu facem ne ducem aici așa o Suedia. Minsk e altceva. Dar, poftim? Nu ne ducem departe și în orașul Minsk e altceva. De acord, și în Minsk am fost în 2013 un chibrit ne-l găsești pe jos. Arhitectura este arhitectură, urbanismul este urbanism. De ce acolo? Transportul urban este transport urban. Exact, și limba engleză a doua de citire pe toate indicatoarele. Păi deci, da, noi avem 16 direcții, 21 de întreprinderi municipale. Haideți să-i chemăm fiecare la raport, să vedem ce face. Eu am să, probabil Doamna am să am Margareta, ceva cu direcția spații vers și cu direcția transport. Responsabilitatea pe funcție, randament. Ori la noi domină o imitație. Deci eu în aprilie au venit mai multe mesaje la cetățeni pentru spații verzi, pentru Lumtech și mai multe, da? Abia vineri, înainte de această intemperie, s-a rezolvat cu un copac de la Milano 2, fracție 2. Deci eu 3 luni de zile am așteptat să se taie un copac putred. Ori, cred că acest copac cădea atunci la ora 16 când a fost această situație de forță majoră. Deci este foarte important ca fiecare șefuleț care reprezintă un domeniu să-și facă treaba bine, treaba să-și facă bine. Lucru, funcția și respectiv, dar treaba bine trebuie să înceapă de la managerul general, da? Care trebuie să butoneze șefii de direcție. Șefii de direcție mai departe în spectrul de sectori sau toți cei lalți. Și iată, asta e mecanismul de administrație a urbii. Haideți să vedem, tinerii, oamenii care, persoanele care cel mai mult au nevoie de un oraș frumos, ce metodologii, ce tehnici de a mai cere din atitudine și responsabilitate față de Chișinău aveți voi în minte? Prin Chișinău e clar că e acel gen de oraș pe care nu-l poți administra nefiind în administrație, adică niciodată nu ți se va permite să cumva să mănânci din pâinea cuiva, chiar dacă făcând asta o faci mai bine și dau asta, spun asta având clare exemple când tinerilor pur și simplu nu le s-a permis să participe în procesul decizional, atât la nivel executiv cât și la nivel legislativ. Ori transformând asta într-o vorbă mai reală, adică să fie mai aproape de realitate, am în jurul meu doi consilieri municipali care până astăzi mai au un proiect care l-am depus un an în urmă cu privire la transport public nocturn în Chișinău, care nu a ajuns măcar nici la discuție. Adică despre ce fel de atitudine putem vorbi dacă în timp de un an nici măcar nu s-a ridicat cineva. Spați vorbim despre asta. Adică au fost doar
tentativele astea noastre de a ieși cu un discurs și avem același discurs pe care îl are domnul Ștefăniț, pe care îl are domnul Poliakov ultimii 10 ani, care spun practic aceleași lucruri, doar că întoarse pe două, sinonimizate cumva cu aceeași tentativă, că toți cei care fac rău trebuie să fie demiși sau cei care sau cei care sunt ineficienți trebuie să fie trași la răspundere. Pe când, hai să vedem cum se poate face ca fiecare direcție să lucreze eficient și fiecare întreprindere municipală să lucreze eficient. O direcție nu poate lucra fără bani. Și în momentul în care, primind acei bani, ei nu-i pot administra corect, asta înseamnă deja că este o direcție ineficientă. Ori atunci când se face bugetul municipal, să fie acordați bani pe criteriul de eficiență. Direcția Transport a reușit să facă aceste proiecte, care cât de cât poate înseamnă careva proiecte europene sau care cât de cât se bucură de atenția chișinăuienilor, se bucură de utilitatea chișinăuienilor, ei să primească mai mult. Spații verzi care au făcut o boroboață de antemperii și nu au putut să administreze. Sau spații verzi care lasă parcul să ia mai puțin, să învețe cum din mai puțin să facă mai mult, dar cum nu din mai mult să facă mai puțin. Și uite, asta, când vorbim despre lucruri foarte elementare, în faptul că noi vrem să demitem, noi vrem să tragem la răspundere pe anumit șef de direcție, pe anumite direcții, dar în momentul în care noi singuri le activităm această activitate prostească prin banul public și nu cerem Consiliul Municipal să nu le dea banul public, lasă-i să descurge cum pot și dacă nu se descurcă să fie demiși. Ori acum noi nu putem să-l demitem pe Gamrieschi pentru că el mereu are argumentul. Băi, dar eu am făcut Ștefan cel Mare, băi, dar eu fac Negruțe sau eu fac Alexandrie. Le-au făcut foarte prost, dar el le-a făcut având banul acordat, atât de poate nu acordat oficial decât Consiliul Municipal, dar acordat din banul chișinăuianului. Uite, asta e o soluție simplă. Nu încurajăm activitatea, ei singuri vor pleca. Aici la transport vreau să neapărat să-mi spuneți o remarcă. Considerați că acele 50 de unități de transport, troleibuze, pe baterie, mâine, prima zi, când începe a circula spre aeroport, este necesitate sau nu? Sigur nu sunt 50, mi se pare că sunt mai 5. Puțin? 5? Da. Numai 5? Ok. Da. 5. Cer scuze. E clar că e o necesitate. Adică, deci o vedeți, voi ca tineri o vedeți că da, este clar, necesitate? Adică, vin un turist în Chișinău și că experiența lui de turist se încheie cu rutiera 65, care îți duci la piața centrală, adică deci salutabil această acțiune a domnului Morgoci. Sau a cui a fost? Este un prim pas corect, dar nu trebuie să ne oprim aici. Cea mai bună legătură dintre aeroport și Chișinău, eu văd într-un 2019 să fie un tren expres, da, care va fi de jumătate în jumătate de oră între aeroport și gara nouă creată Visterniceni. Uh-huh. Da, și de la Visterniceni va fi legătura cu toate acest proiect a fost propus cândva. Bine, vreodată. Noi acum am dezbătut într-un grup de lucru care a fost creat în ianuarie noul concept al schemei de transport pentru municipiul Chișinău, care urmează a fi realizat pentru un Chișinău 2042. Mm-hmm. Da? Mm. Și eu am dat câteva idei, din tot ce se întâmplă la nivel internațional cu orașele înțelepte, da, Smart City. Deci eu am analizat lucrul ăsta de fluxul mare de nu doar turiști, ai noștri care circulă mai mult, iată, prin poarta aeroportului deja. Nu prin rutiere, nu prin autobuse, dar folosesc aeroportul. Deci fluxul celor care folosesc acest tip de transport avia, deci este prin aeroportul Chișinău. Respectiv, evident, este nevoie de a face această legătură a orașului și este un prim pas. Să admitem că cele 5 trolebuse vor face față, cu toate că nu cred. Că... Ideea a fost consultată cu Consiliul Municipal Chișinău, asta vreau să înțeleg. Bine, nu a fost discutată, dar eu vreau ca în perspectivă să noi screditem un proiect în care să achiziționăm 200 de autobuse, încă 100 de microbuse și respectiv acest flux financiar să fie controlat de municipalitate și nu de anumiți, iată, vedem eu, foarte multe finanțări trec pe lângă buget, da? Nu este nicio transparență. Tichetul. Și tichetul ăsta electronic sau cardul electronic l-ai achiziționat și respectiv ai acces la troleibus, autobuz, du-te la aeroport, du-te în sector, iată, asta-i. Și respectiv banul vine în buget, în primărie. Respectiv, în 8 ani, 10 ani, noi creditul îl întoarcem, respectiv dăm confort urban în fluxul de transport. Respectiv, ușurăm orașul. Respectiv, toate ce noi am observat atunci când au făcut ăștia grevă transportatorii, da? Privați? Cât de ce respiro era în oraș, da? Și cât de liber se circula în oraș. Iată ce înseamnă a face ordine. Dar este important, așa cum s-a făcut pasul cu cele 100 de troleibus. Eu consider că este un proiect foarte bun. Este un confort în transport. Dar
trebuie să facem și al doilea, și al treilea și să nu ne oprim aici. Deci aici e important. Și vă dau exemplu ăsta. De la Praga, din aeroport, tu ajungi cu $2 acasă. Deci folosind autobuz, tram și metrou. Și tu, foarte util, în 32 de minute, ieși la aeroport până pe destinație. Doar cu $2. Acest lucru trebuie să se întâmple și la noi. Deci... Și aici văd, pentru că știu că domnul Pleșca a discutat cu domnul Morgoce în termeni așa mai duri, și restructurarea direcției respective. Care, pentru că, până la urmă, oricum e stresant la noi în Chișinău să te deplasezi cu transportul urban. Și asta nu o zic eu acum, dar o zic mai mulți. Trebuie un update de cadre, evident, angajat în bază de CV-ul și nu pe linii de partid. Și iată aici... Avem o altă situație care, da, și o altă informație. Da, domnul Poliakov, spuneți. Apropo, informații și pentru Adrian, dar și pentru fiecare locuitor în municipiul Chișinău, la ședința iată de în această joie, inițiată la inițiativa fracțiunii consilierului din fracțiunea PSRM, este inclus în ordinea de zi, inclusiv și întrebarea cu privire la aprobarea proiectului de organizare și punerea în circulație a transportului public pe timp de noapte. Așa că să dea domnul să vină și alți consilieri municipali, în primul rând toată fracțiunea Pelie, care niciodată încă nu a venit în toate încercările noastre de a duce această ședință. Am convocat, dar nu am întâlnit quorumul. Și atunci, inclusiv această întrebare se va rezolva. Dar care este faza? E păcat că trebuie legislativul din administrația publică locală să facă acești pași și nu executivul. Asta este problema. Și este păcat că o simplă matematică pe care a făcut-o Adrian cu 27 de șefuleți de la o direcție, îi mulțim cu 16 direcții și 21 de întreprinderi municipale și avem atâția care stau bine mersi în fotolii și se uită la dumneavoastră cum prezidat ședințele Consiliului Municipal și undeva zâmbesc așa pe la colțul gurii. Deci aici se întâmplă cu adevărat. Și aici vreau să zic că și cu privire la organizarea și desfășurarea gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău, la fel va fi discutat acest subiect în ședința Consiliului de joi 29. Să sperăm că și acolo acest regulament pe care vreți să-l aprobați va face niște schimbări și vom înțelege ce înseamnă un arbore din pădure și un arbore din teritoriul municipiului. Că astea sunt noțiuni diferite, da, domnul Ștefăniță? Eu sunt de acord că tot ce înseamnă spațiu verde trebuie să fie protejat. Acest brand al orașului grădină Chișinău trebuie păstrat și fiecare scoar, parc trebuie protejat, deci a nu admite anumite tăieri masive. Dar evident că acest spațiu verde are probleme. De vreo 20 de ani de zile el nu a fost întreținut. La noi nu s-a pus accentul pe arhitectură peizageră. La noi habar nu au specialiștii noștri despre acest termen. Ceea ce se discută în Polonia, în Italia sau Franța, la noi încă suntem departe de această noțiune ca arhitectură peizageră. Deci este foarte mult și lucrul ăsta e confirmat iată prin bulevardul Cantimir sau că atunci când cad copaci. Deci orice spațiu verde trebuie întreținut, curățit, ca să nu creeze și consecințe iată, în situații de forță majoră. Pentru că am mai avut anul trecut sau când situația când cad chiar peste oameni și respectiv pierdem vieții omenești. Vreau să vă zic că dacă mergi prin parcul același care dumneavoastră ziceți că ați organizat o plimbare Valea Morilor, pe sus sunt foarte multe crengi, gata să cadă în cap și Doamne ferește să-i cadă. Pentru asta noi am alocat din fondul de rezervă a 5-a zi după acele intemperii plus 11 milioane pentru spații paremise 11, da? Noi am alocat. Plus. După, din aprilie? Dacă nu greșesc, chiar 70. Nu, asta total. Eu am spus la spații verzi au fost alocate finanțări suplimentare pentru a achiziționa acele echipamente, pentru a soluționa problemele curente care apar în activitatea întreprinderii municipale spații verzi. Deci noi, ca la nivel legislativ, evident că am intervenit dacă am târziu, a 6-a zi după acele intemperii, când, în mod normal, odată ce s-au curățit drumurile, atunci trebuia o ședință ad hoc și respectiv să facem față acelor situații excepționale. O altă problemă pe care aș vrea să o discut cu dumneavoastră, stimați consilieri, și cred că Adrian nu îmi va da să mint că este deranjant acest lucru, este lipsa marcajului rutier, care provoacă nu numai stres și deranj oamenilor și pietonilor atât cât și șoferilor, dar și sunt o sumedenie de situații în care acest marcaj ar fi fost un plus, o situație de
mai favorabilă. Aici, da, și, aici ce se întâmplă, și, domnul Poliakov? Cea mai mare problemă, eu cred... Dumneavoastră aveți automobil probabil și nu cred că vă place când circulați... Nu am automobil, dar cunosc perfect regulile circulației rutiere și îmi dau seama că odată ce nu este elementar o delimitare pur și simplu a benzilor, a direcțiilor, vă dați seama cum un șofer care nu m-a venit în Chișinău, el nu este chișinăuian, el nu știe cum se circulă, câte benzi sunt, de unde el știe până unde este direcția, sensul... E adevărat, domn Poliakov, ajungând într-o situație de accident, poliția rutieră, știți ce mi-a spus? Adresați-vă la primărie, că acolo e problema, nu la noi. Poliția rutieră întocmește procesul verbal și îți dă dosarul și asta e tot. Absolut corect. Și care este faza? Că noi trebuie să uităm, eu sunt ferm convins, trebuie să uităm din metodologia cum până acum s-a marcat... Acolo tot e spălare de bani și acum, domnul Ștefăniță, vreau să vă întreb, ați văzut harta Republicii Moldova care a fost în Piața Marea Adunării desenată încă la sărbătoare? La 25. Acum această vopsea este atât de bine vizibilă. Interesant, de unde această vopsea a fost luată? Poate Direcția Transport Public achiziționează de la agentul economic vopseaua aceea, dar nu cheltuie bani enormi și spală banii pe vopsea. Eu cred că trebuie să jubilăm în fiecare zi și respectiv să găsești permanent materie primă de calitate. Deci, cu adevărat este o problemă marcajul și lucrul ăsta, lipsa lui, duce la anumite consecințe grave. Da? El facilitează fluidizarea traficului, respectiv reglementează traficul. Este un lucru important care îl cere regulamentul circulației rutiere. Da? Și cei de la Direcția Transport trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Ori lipsa lui în oraș ne demonstrează că este o indiferență, o irresponsabilitate care domine la această direcție din cadrul municipalității. Iarăși mă întorc la cadre. Deci este foarte important ca managerul acestei direcții să soluționeze această problemă. Noi suntem, iată, pășim în luna iulie, pe când marcajul, după timp de iarnă, el trebuia să fie bine, să repară, să reabilitează, maximul la fine de aprilie. Un grup de tineri sau un grup de chișinăuieni undeva și să cerem. Astăzi răspundeți-ne de ce nu este marcaj. Apropo, am făcut chestia asta în martie 2016 cu proiectorașul meu, când am înaintat o moțiune către Direcția Transport, Transport Public și Telecomunicații și Consiliul Municipal, prin care am pus întrebarea asta. De ce se folosește această vopsea care este vizibilă 2 săptămâni, dar care cumva are un termen de valabilitate de 3 luni în condițiile orașului Chișinău, dar nu se folosește aceste tipuri de vopsea? Și am dat 5-6 tipuri de vopsea, 2 dintre care erau de producție locală, deci erau făcute în Republica Moldova. La care nu mi s-au dat răspuns cumva că începând cu... Dacă mă știți, iarna 2016, începând cu iarna 2016, se vor folosi tipuri noi de vopsea. Uite că s-a dat acea promisiune cumva și fiecare, cumva, foarte multe direcții, foarte des, vreau să fac ceva mai bun, îi planifică să fac lucrurile astea. Dar câteodată, pur și simplu, se ajunge luna decembrie și îți dă seama, oi, dar n-am uitat să luăm vopsea data asta, haide să luăm la anul. Și tot așa, uite, de la decembrie la decembrie se întinde că atâta timp cât noi nu vom avea acel management structurat care o să știe că în luna noiembrie noi deja trebuie să ne gândim la, nu știu, la vacanțele de vară, atunci în orașul ăsta nu se va schimba lucrurile astea elementare despre care vorbim. De asta eu cred că consilierii municipali sunt acei oameni care trebuie să facă această structurare calendaristică activității elementare. Și s-o ceară, insistent s-o cereți la direcțiile. Exact. Eu înțeleg, voi cereți multe lucruri la legislativ local, dar a se ține în vedere că noi activăm în primul, de exemplu, primul domeniul meu de activitate este patrimoniu, da? Sau centru istoric, ceea ce mă preocup mai mult. Dar ca în statutul de ales local, evident că eu trebuie să fiu receptiv la aceste sesizări care vin la cetățenii rând, care m-am mandatat în acest statut. Dar, ca să revin, deci, de ce se întâmplă cu întârziere acest lucru? Vă aduc înapoi, de ce bugetul la noi este aprobat în luna iulie sau în luna iunie? Nimic nu se poate întâmpla atât cât timpul noi am buget. Ori în toate lumea civilizată, lucrul ăsta se întâmplă din noiembrie, când aleșii locali, da, împreună cu executivul, discută buget din octombrie-noiembrie și intrăm în nou an financiar de la 1 ianuarie cu un buget aprobat. Păi, asta trebuie odată să fie. Ori la noi lucrul ăsta se întâmplă în iulie, deja când, la limită, când toți merg în perioada de vară în concedii, vacanțe, dar atunci la noi avem bugetul aprobat. Și respectiv ne întoarcem în septembrie și hai repede facem licitații
Domnul Ștefănescu, dacă ați vorbit despre patrimoniu, grăbite, consilierii când vin la ședințe, se gândesc că nu este prea frumos ce clădirea se întâmplă clădirile, da, primăriei? Sau nu veniți acolo cu senzația bine, asta? Clădirea primăriei de mult mi este în vizor. Noi am reușit anul trecut să alocăm 2 milioane de lei pentru lucrările de proiectare. Deci la moment au fost licitațiile, se lucrează pe documentație de proiect. În 1 octombrie va fi gata documentația de proiect. Ea, schița de proiect a fost deja coordonată la Consiliul Național al Monumentelor Istorice de la Ministerul Culturii. Eu sper să avem acest pachet de acte care ne permite să avem actele permisive în ordine, respectiv sper eu și la a doua etapă, la executarea lucrărilor care deci va avea loc în 2018. Cu... Anul ăsta nu va fi nicio lucrare de restaurare în clădirea de pe Bulevardul Ștefan cel Mare 83, deci Duma Orășănească sau Primărie, cum o cunoaștem toți, lucrul ăsta se va întâmpla în 2018, în cazul când vom aproba un buget la timp și respectiv... Da, așa mai repede să vă mai întreb, dar ce se întâmplă cu clădirea de pe București, colț cu Pușkin, acea veche, care stă pe jumătate, doar peretele din față, din păcate, este păstrat. Stradela care coboară de pe București la primărie. Gard galben, de-a lungul străzei București. Gardul cel de-a lungul străzei. Pârcălab? Pârcălab, da. Este râșcanul Virojinski, acolo s-a coronat din 1 septembrie 2013. Urmează agentul economic să... Păi, dar înainte erau atât de vehement monitorizate aceste clădiri. Acum a rămas doar un perete acolo și s-a distrus tot. Nu, acolo a avut loc replanificarea pe interior a clădirii, respectiv au rămas trei pereți laterali din exterior, respectiv are loc replanificare exact așa cum a proiectat-o arhitectul Bolimbovski și care 14 membri a Consiliului Național al Monumentelor Istorice și au dat aviz pozitiv pentru acest proiect. Da? Respectiv, eu acolo nu am până când nicio obiecție. Da? Dar la Casa Herța, bine, ca să facem Casa așa. Herța, evident că mi-e rușine pentru această situație, această clădire care stă între președinție și parlament și între, mai este un minister important peste drum, de 25 de ani, această carte de vizită, această bijuterie arhitecturală stă în abandon. De ce? Pentru că nu se găsesc în acest stat, Republica Moldova, 37 de milioane de lei. Deci divizul de cheltuieli, inițial, așa cum a fost stabilit, în 2005-2006, de atunci, iată, încă 10 ani, când a fost o tentativă de a relua șantierul, acum, și nimic. Am iată, înțeles. Vă dau exemplu. Pentru că trebuie să valorificăm chipzuit aceste finanțe. Așa cum s-au găsit pentru anexă la Taylor 4 la Curtea de Apel 72 de milioane de lei pentru a face o construcție nouă, pentru a da confort ceilor care face justiția, da? Justiția în Republica Moldova. Deci bani s-au găsit. Ori 37 milioane pentru Casa Herța, Casa Kligman, se spune că bani nu sunt. Din păcate, lucrurile într-adevăr au ajuns într-o situație când deja nu mai pot fi tolerate, că Chișinăul într-adevăr are necesitate de a mișca mecanismul acesta de lucru a primăriei și Consiliul Municipal consider că are puterea acum ca să facă niște schimbări. Nu știu de ce așa eu cred că în Consiliu ar fi putut fi găsiți oameni care să miște ceva. Și vreau să vă zic că m-a impresionat ordinea de zi a ședinței de pe 29 iunie. Mă gândesc că vă veți așeza și nu va ieșua iarăși această ședință. Că este vorba despre foarte multe lucruri care... Dacă nu va domina teatrul absurdului și fabula, atunci sper eu să fiu finalitate pentru această ordine zi. Sper eu din jumătate de cuvânt să fiu un dialog constructiv, inclusiv de la stânga, la dreapta, să ne așezăm și în mod normal, în mod civilizat, așa cum eu am văzut că funcționează Consiliul Municipal din Republica Franceză sau în alte state europene. Trebuie să facem și noi ordine la noi acasă, nimeni nu ne încurcă. Vă atrag atenția că noi azi suntem, mâine nu suntem. Dați să fim utili și să fie randament de lucru pentru cei 2 ani care au mai rămas. Și deci, aș propune fiecare este... șef din întreprindere să vie să fie audiat, să vină să fie audiat, ca să înțelegem ce se întâmplă în fiecare dintre aceste direcții. Audiat, și... dialogul să domine constructiv și noi să fim utili și constructivi în raport cu executivul. Executivul să ne asculte pe noi și noi pe ei. Și dacă avem acest... Și pentru că, da, și suntem la final, vreau câte un minut, dar încep de la domnul Poliakov. De când sunteți consilier? Ați pătruns măcar un pic în esența activității executivului? Da, la sigur. Și ce trebuie să facem ca executivul să funcționeze? În primul și în primul rând, cât mai des să ne strângem și să hotărâm problemele care trebuie să fie puse pe agenda Consiliului Municipal Chișinău și să nu fie lăsat într-o parte. Și tot asta să se facă la timpul potrivit. Așa eu consider, dar iarăși, din păcate, trebuie să înțelegem că, ok, Consiliul cât de cât el funcționează. Eu vreau să repet, problema gravă și în tot ce se gestionează în municipiul Chișinău, din păcate, este pe seama executivului și, în primul rând, pe managerul principal.
care până acum, iată, deja 10 ani de zile, a fost Dorin Chirtoacă. Din păcate, asta este situația. Cum se spune, peștele de la cap se strică. Adrian, ce vă doriți voi, tinerii și cei de la orașul meu, în continuare să fie în Chișinău, dar pe scurt? E clar că dorim un oraș mai bun în care tinerii, cel puțin dacă nu le se va încurca să fac lucruri bune, măcar se vor fi lăsați să fac lucrurile astea din capul lor. Dar eu, sincer, văzând această dezbatere și în care și de pe stânga și de pe dreapta mea am auzit aceleași argumente, Consiliul trebuie să coaguleze forțele, trebuie să lucrăm stânga și cu dreapta, eu chiar vreau să văd, de exemplu, în luna iulie, poate un maraton a activității Consiliului Municipal, în care voi vă adunați de joi seara și stați acolo până nu epuizați toate subiectele de pe ordinea de zi, ori să fac startup maratonuri la care tinerii pot să stea câte 3 nopți și să lucreze asupra aplicațiilor, de ce nu ați putea și voi să lucrați 3 nopți asupra orașului? Sunt absolut de acord, Adrian. Comunicarea presupune progresul. Noi dacă am comunica, multe lucruri s-ar rezolva în acest oraș. Deci poți este foarte important. Înainte să vă împăcați. Dar bine, asta pe urmă să lasă. Întâi să muncim, respectiv obiectivele cu care eu personal vin, planuri general, zonale, de detalii, schema de transport, pietonale pentru oraș, brandul Chișinău de seară oraș luminilor, Chișinău orașul grădină. Iată, lucrurile astea trebuie să ne unească. Să avem un principiu pro-Chișinău, atât de frumos sună la nivel de oratorică, dar vrem acțiuni. Nu că oratorică. Și 90, vreau să zic că 90 din problemele pe care le are Chișinău, 90% din problemele, se derivă în oameni concreți. Adică, deci ele țin de responsabilitatea oamenilor concreți. 51 de consilieri care putem concreți. Și dacă noi comunicăm. Nu vom, acești oameni concreți din direcție, întreprinderi și executivul primăriei, nu vor conștientiza că trebuie să se miște și să facă ceva, nu se va rezolva nimic. Și așa vom polemiza aici în emisiuni până la nesfârșit. Discutăm, da. Eu îmi doresc ca timpul deja a expirat și îmi spune regia că nu mai am nicio secundă, îmi doresc că nu doar în discuții să fim, dar și să mergem în acțiuni concrete și fiecare direcție să conștientizeze că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă și cu noi înșine, pentru că fiecare dintre noi în fiecare dimineață mergem cu acest transport din Chișinău și seara ajungem acasă și trebuie să fim mulțumiți că am trecut toată ziua prin Chișinău și tot ce vedem să ne placă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă!